Dian Popescu a declarat că este dispus să renunțe la alianța cu PSD dacă nu se va înțelege cu reprezentanții acestei formațiuni politice. Președintele PNL Gorj spune că este dispus să renunțe chiar și la vicepreședintele Consiliului Județean Liberalul Radu Angheloiu. Dar nu tăiat în mod discreționar pe criterii clientelare sau pe criterii politice. Cu atât mai mult, faptul că noi am fost în alianță trebuia foarte atent să se uite cum taie primarilor PNL. Liberalii au transmis lui Angheloiu să se gândească bine de partea cui este și dacă reprezintă în Consiliul Județean liberalii sau pe Călinoiu. Acest mesaj vine în contextul în care primarii sunt nemulțumiți de faptul că au primit bani puțini la repartizarea bugetului, deși aveau un reprezentant în conducerea Consiliului Județean. Sunt și mâhnit și pornit împotriva PSD-ului și nu voi mai putea lăsa și ca să fiu tolerant la ceea ce s-a întâmplat până acum în Consiliul Județean și ceea ce s-a întâmplat cu fondurile acestor primari. Primarii nu văd nici ei cu ochii buni alianța PSD-PNL încheiată la nivel județean. Mai mult, unii dintre edili susțin că de fapt nici nu este vorba despre o alianță oficială, deoarece nu a fost semnat niciun document. Vis-a-vis de alianțe, eu cred că alianțele se fac în baza unui document, într-un cadru instituțional. Noi, sau din câte știu eu și bănesc că știe toată lumea, Partidul Național Liberal la cel nu are alianțe cu niciun partid. Liberalii au mai spus că nu își asumă această alianță, deoarece toate deciziile la nivel de județ sunt luate doar de PSD.